Ce activitate desfășurați astăzi? Astăzi vom face aranjamente florale, aranjamente de Crăciun alături de 5 fetițe de la Malul Mare. De această inițiativă. Eu împreună cu un coleg vrem să facem un ONG și ne gândeam că asta ar fi foarte drăguț ca o prima activitate. Din păcate, ONG-ul nostru mai durează până să fie gata și ne părea rău să pierdem ocazia, fiind în preajma sărbătorilor. Care e scopul acestei activități? Scopul acestei activități este să dezvoltăm creativitatea copiilor, să iasă puțin din mediul lor, să vină într-o florărie printre flori, să se relaxeze. La final, aranjamentele, ce se va întâmpla cu ele? La final, ei vor pleca cu aranjamentele și cu mici cadouri. Cu ocazia asta mulțumim și celor care au văzut anunțul pe pagina noastră de Facebook și au venit și au făcut mici donații. Ce faceți astăzi aici? Facem ornamente pentru Crăciun. Prima dată când faci? Da. Pentru Crăciun cum te-ai pregătit? Cum să spun, mami și tate astăzi se duc să ia bradul și decorațiunile. Și tu o să vii cu aranjamentul pentru masă de Crăciun? Da. Un aranjament de Crăciun. Și e prima dată când faci? Nu. Am mai făcut la școală, la concursuri. Dar astăzi ce ai folosit? Păi, căinguțe de brad, lumânare, burete și un suport. Pentru cine ai pregătit aranjamentul? Pentru mami. Și când o să-l iei? Astăzi. De la moșu, ce aștepți? Ce vrea el? Clopoței, clopoței, sună-n înceta și vestesc în curând, vine moșul drag.